În sfârșit vom avea și noi asfalt. Oamenii care trăiesc în satele Țiplețești, Țiplești și Putinești vor merge în curând pe un drum renovat. Asta după ce la ultima ședință a Consiliului Raional Sângerei, aleșii locale au decis să ofere peste 7 milioane de lei pentru reabilitarea lui. Drumul din spatele meu care leagă satul Alexandren de satul Țiplești și care nu a fost reparat de ani buni va fi asfaltat. Dacă până acum oamenii întâlneau dificultăți atunci când trebuiau să meargă pe aici, de acum înainte aceștia vor economisi și timp, dar și banii investiți pentru reparația frecventă a mașinilor. Oamenii sunt bucuroși și spun că acest drum trebuia reparat capital de mult. Tare ar merita să fie reparat, că e foarte rău. De vreo 3 ori pe lună trebuie făcut mașina. Cam jumătate de salariu numai pe mașină. E stricat, iată că e stricat. Trebuie mai bunișor. Eu nu rabde, el trebuie fiecare dată de alegere fac drumurile, dar el și bă dat calitativ, a și bă normal. Măcar o leagă pentru lume să facă, atunci lumea și bă tot normal. De mult trebuie să repare, de mult așa drum de repare, că mașinile de-am rămân pe drumul ăsta. Nici autobuzul nu merge, trebuie de mult de reparat. Lumea plătește o grămadă bani, noi plătim. Tehnosmoturile, noi plătim drumurile o grămadă bani. Președintele raionului Sângerei, Grigore Corcodel, a declarat că această porțiune va fi reparată ca la carte, indiferent de faptul că unii aleși locali s-au opus. Eu hărțuit nu mă dau. Eu am pus condiția că mergem până la capăt. Și toți cei care încercați să saboteze, să destabilizeze, să se asume și ei se întâmplă astăzi în raionul Sângerei. Drumul Alexandrien Țiplești continuu cap-coadă. Mulțumesc! În total, pentru reabilitarea drumurilor publice din raionul Sângerei, anul acesta au fost alocați peste 18 milioane de lei.